Bună seara, leilor! Numele meu este George Pascaru. Iar eu sunt Camelia Zvâc. Sunt militar de carieră și fondatorul Army Camp and Treble. Am venit în fața dumneavoastră să solicităm suma de 750.000 de euro pentru 30% din compania noastră. În cadrul taberelor noastre, îmbinăm educația copiilor cu disciplina militară. Avem activități precum tot ce ține de supraviețuire în pădure. Învățăm de la cum să meargă pe munte, cum să se echipeze, cum să-și construiască un adăpost, cum să-și facă focul și tot ce ține de orientare. Avem un proiect pe care noi l-am numit Împreună Mai Puternici, unde am recrutat cei mai buni oameni din trei domenii ale statului. Din MAI, MAPN și ISU Brașov. Din o tabără cu specific militar, avem și activități drăguțe, unde ne jucăm cu ei de-a soldăției. Învățăm despre ce înseamnă să fii soldat, ce înseamnă să fii militar, cum este un soldat și care este rolul soldatului în țara noastră. Bun. Camelia, George, bine ați venit în Imperiul Leilor. Bine v-am găsit. Ne bucurăm să vă întâlnim în sfârșit și să vă cunoaștem. 750.000 de euro solicitați voi pentru 30% din afacerea voastră. Asta înseamnă că vă evaluați afacerea la 2,2 milioane de euro. Adică o sumă considerabilă. Ce cifră de afacere aveți voi pentru anul trecut, de exemplu? De când sunteți în... Din decembrie 2022. Am pornit împreună pe drumul acesta. Cât ați investit voi în afacerea voastră? 5.000 de lei. Oh, e bine. Bravo, bravo. Atât am început. Dar în momentul actual avem cifră de afacere de 45.000 de euro. În momentul actual, pentru că suntem la începutul taberelor. Lunar sau când zici 45.000 de euro, la ce orizont de timp? De la începutul anului, ha? De la începutul anului, da. Noi am încasat, de exemplu, până acum, doar avans. O mică parte din tabără. Noi suntem soldați cu taberele pe timpul verii. Vom avea 8 serii de tabere, începând de săptămâna viitoare până în septembrie. Bun. Varga. Cred că de toți aici prezenți, imediat ni s-au deschis ochii când spuneți că aveți o cifră de afacere deocamdată de 45.000 de euro și vreți să faceți o afacere să aibă o valoare azi de 2 milioane și ceva, nu, parcă nu merge, merg cifrele. Dacă îmi permiteți? Da, spuneți. Făcând calcule la ce clienți trebuie să ne vină și cât mai au de achitat, noi vom avea la sfârșitul verii o cifră de 189.000 de euro. Pentru că ei au achitat doar o mică parte și taberele încă nu au început, doar avans. Dar anul viitor, ce profit vreți să aveți? Anul viitor, noi am vrea să avem undeva la 2.000 de clienți, având o cifră de afaceri de 800.000 de euro. Wow! Și ce profit? Profitul estimăm undeva la 400.000 de euro pentru că nu avem locația noastră. Noi va trebui, noi 40% din business îl dăm pentru locațiile noastre partenere. Ok, sună foarte bine. Prea bine. Cum ajungeți la 2.000 de clienți? Cererea la noi este atât de mare, mult peste așteptările noastre. Deja ne sună agențiile de turism, dacă vor să lucrăm cu ei anul viitor. Ne sună școlile, dacă avem să le dăm oferta pentru anul viitor. Am înțeles. Mircea, te rog. Evaluarea companiei voastre este foarte mare și, având în vedere că cifra voastră de afaceri până astăzi este, dacă înțeleg eu bine, zero, pentru că avansurile nu se consideră cifre de afaceri. Realist vorbind, voi vindeți pielea ursului din pădure. Vă supraevaluați total ceea ce există, din punctul meu de vedere. Bun. Dragii mei, faptul că voi scoateți copiii din casă, de la jocurile de pe video, că tu îi scoți și înveți ceva, cum să se organizeze mai bine, tehnici de supraviețuire, chiar și reguli de disciplină, asta este meritoriu. Deci ce faceți voi e un lucru foarte bun. Și asta trebuie să apreciem. Mulțumim. Ei bine, de la această idee și până la
cum facem bani din treaba asta, e o cale destul de lungă, iar voi sunteți la început de drum. Și în viața noastră de antreprenor, a oricăruia dintre ei, dar cel puțin a mea, am început ușor, ușor, cu multă muncă până să ajung la milioane de euro. Voi vreți să ajungeți la milioane de euro și investiții de milioane de euro la 6 luni după ce ați deschis afacerea. Nu e rezonabil și e cumva rușinos așa că vii cu astfel de pretenții. Așadar, vă rog să veniți pregătiți data viitoare, nu cu aceste sume aberante. Astăzi n-ați reușit să mă convingeți și din acest motiv eu am să mă retrag. Răzvan. Cifrele pentru mine nu bat în niciun sens. Vă felicit pentru ceea ce faceți, dar nu este un business pentru mine, eu mă retrag. Mulțumim. Dacă ați fi venit un an mai târziu în care să vedem că ajungeți la cifrele alea de 400.000 de euro profit, eu visez la așa cifre, într-o afacere așa de mică, atunci poate că mai ziceam ceva, dar fiind o sumă mare pentru o afacere care încă nici nu există pentru mine, e prea mult și mă retrag. Mulțumim. Avem 3 lei retrași, încă 2 ar putea fi convinși dacă veniți cu ceva nou și spectaculos. Hai să vedem. Cristina? Mi s-ar părea foarte corect ca în era în care vorbim despre tehnologie, despre valori, despre mersul pe lună, despre cât de mult am avansat ca oameni, să nu ne mai gândim cum ne luptăm între noi și cum ne apărăm de unii care vor să ne invadeze. Nu ar trebui să ne luptăm între noi vreodată. Deci nu mi-aș duce niciodată copilul să fie antrenat să lupte, pentru că lupta și războiul nu-i ceva pozitiv. Indiferent că ți-a pierd țara ta. Ideea e că nu-s de acord cu conceptul și nu mi se pare că astăzi trebuie să facem aceste lucruri și să le încurajăm, pentru că de asta vedem pe stradă copii care poartă arme și care își ucid colegii în clasă cu nonșalanță, poate că se antrenează ca într-un camp de război, ceea ce nu este normal, și n-aș încuraja niciun fel de act în acest sens. Schimbați numele și numele este foarte negativ. În cercetaș, supraviețuire, antrenament, ce vreți, dar nu antrenați copiii pentru armată, pentru război. Așadar, mă retrag și îmi pare rău că a fost nevoie să spun toate lucrurile astea. Mulțumesc. Bun, înțeles, mulțumim. Ultimul leu, Mircea. Sunt de acord cu colegii mei, poate nu la fel de vehement ca și Cristina. Nu sunt fan deloc de tot ce înseamnă armă. În copilirii cu pac-pac și jocurile alea îmi plăceau foarte tare. Acum, ideea de copil cu armă în mână mi este... Nici nu pot să descriu în cuvinte. Lăsând partea asta deoparte și rămânând doar la partea în care voi conectați copiii cu natura, mi se pare nu doar un lucru util, ci de-a dreptul necesar. Mi se acolo pare ceva scrie Army absolut... Camp. Army fraților. Ideea de a conecta copiii cu natura, mai ales în era asta... Deci... Pot să... Deci, ideea de a conecta copiii cu natura mi se pare ceva extraordinar. Viața vă va oferi ceea ce se numește reality check și poate ne vedem peste un an când veți avea vreme să dovediți lucrurile pe care le-ați promis aici. Așa că până atunci și eu mă retrag. Mulțumim. Mulțumim. Succes vă dorim. Mulțumim. Mulțumim. La revedere. Ne bucurăm că v-am cunoscut și... Poate ne vedem în curând sub o altă formă. Bun. Vă mulțumim. Seara bună. La revedere. Voi ați văzut că în cort acolo e o armă? Măi, voi nu înțelegeți. Dar am zis și eu ideea asta de ideea de copil cu armă în mână. Mi se pare ceva de nedescris. Dar pentru că nu ai copii. Gândește-te cum ar fi copilul tău. Pentru că nu am copil. Băi, dintre voi toți, ca să vă spun eu cum e, dintre voi toți, doar eu știu ce înseamnă războiul. Credeți-mă. La mine acasă... Donbas. La mine este război din 2014. Până nu... Până nu-ți șuieră bomba și glonțul pe la ureche... Cu siguranță nu înțelegi, dar ceea ce spune Cristina și ceea ce se întâmplă în America, când, exact ce a spus ea, când ăla vine cu arma și îi mitraliază pe dar toți la noi, în casă, la noi, nu mai vorbesc la noi,
Una este să-l înveți să supraviețuiască, să, nu știu, o chestie de genul ăsta, domne, ai rămas în pădure, cum te ferești de urs sau mai știu eu ce, e una, dar să-l înveți să tragă cu paintball-ul, că nu contează cu ce trage el, nu pot să încurajezi chestia asta cu siguranță. Adică partea de militarii trebuie cu totul eliminată. Eu am foarte mulți prieteni care nu mai sunt printre noi și care au fost împușcați în fața casei doar pentru faptul că nu lăsau acei mercenari să le intre în case și pur și simplu i-au lichidat, că așa e în război. Dar poate înțeleg un pic mai mult decât voi ce înseamnă. Bine să nu ai armată? Nu, este un pic diferit. Normalitatea ar fi să nu aibă nimeni armată. Păi normal, dar de fapt nu trăim în idealism. Da, dar stai puțin și atunci ne punem copiii cu nu, lasă copiii. Copiii sunt băi, ce noi sunt copii, vorbim acum, dar nu vorbim despre armată. Armată trebuie să ai. Deci trebuie să dai educație. De acord. Educație universală, educație. Uitați-vă la numele ăsta, este Army Camp. Probabil a fost un pic reinterpretat sau interpretat greșit ideea noastră de business, dar avem de învățat din toate și mergem mai departe. Ne bucurăm oricum că am fost aici și am participat.